Dacă vrei să cumperi coins, nu uita să intri pe fifaultimateteamcoins.com. Salutare lume și bine ați venit la un episod din Pokémon Ultimate Team. Data trecută am evoluat pe ăștia doi, Young a evoluat din Jarvis și Gale din Jolly, așa nu știu cum îl cheamă. Jolly? Nu mai știu. Jolly parcă? Cred că Jolly. În fine, hai să vedem, să jucăm un match în acest episod, poate două, depinde. Vedem noi ce facem. Vedem de câte evoluții avem nevoie. Probabil că de două, dar nu contează. Hai să vedem. Și ne-am găsit un oponent. N-are nici el chemistry full, ceea ce e ok. Statusurile lui sunt bunicele. Ia să vedem echipa. Oh my fucking god. Uniform, eto. Da, echipă de camerunezi. Interesant. N-am mai văzut până acum una, să fiu sincer. Nu știu exact cum îl cheamă pe... Câbul inform Basong. Ele? Nu cred că el. Ele? Nu știu. În fine. Hai să vedem ce poate adversarul nostru. Bun, bun, bun. Să vedem ce poate Gale. Chiar sunt curios de el. Aoleu, ce pasă prost acolo. O zbor, tată. Hai, Gale. Hai de Young. În sfârșit avem și noi un jucător de gold rar. Nu pleca acolo Gale sub nicio formă. Puteam într-una să plece, el nu pleca. Bravo lui. Haide, Young. Young centrează acolo. Slab de tot. Bedimo, asta foarte bine. Foarte bine, Barkley. Hai, Barkley. Hai, tată. Bun, Antonio. Gale. Gale șutează direct în ăla. Mamă, câta culoare o avea și a șutat direct în adversar. Oh, era Gale în care eu, probabil? Nu știu sigur. Barkley, aproape acolo să paseze bine, dar n-a făcut-o normal. Barkley, gol, gol. Scream lui top. Greșește. E bine, Barkley nu iartă, mai ales când e varianta de gold. Wow, super bun acest Barkley, chiar îmi place. E înalt și chiar îmi plac jucătorii pe puțin că am să fie înalți. Îmi place chestia asta. E foarte tare. Overtum. Oh, lovitură liberă, ia să vedem. Știu să le bad aici? Nu cred. Da, totuși hai să încercăm. Ashley Young. Wow, a fost pe poartă, ceea ce a fost ce foarte bine și foarte... Na, hai să vedem Wiseman, foarte bine acolo. Oh, lui era Wiseman. Ups. Hai mă, că ai forță, ești înalt. Haide, te rog. Direct, în momentul șutului, poarta acolo. Austin, gol! 2-0. Ce credeam? Ce credeam? Din nou o fază ciudată și, normal, gol. Pentru că așa se întâmplă mereu când am faze ciudate. Ceea ce e bine, nu zic că nu-i bine. Hai să continuăm. Deja 2-0, minutul 20. Tipul are echipă bună. N-am ce zice. Oh, trece frumos acolo, însă o core e bestie în apărare. Gale, slab de tot. Song. Vedem Olinga. Fabrice Olinga, se pare că îl cheamă. Overtum rezistă foarte bine, dar Klein stă pe fază și recuperează. Aici văd că s-a dus ca dracu. Mingea, oh, pericol acum. Ratează cu Eto. O pasă acolo către Barkley, incredibil. Cred că e meciul lui Barkley. Scrie din nou. Excelent, profită de greșeala fundașului și normal reușește să marcheze un nou gol. 3-0, minutul 35. Deja meciul ăsta e ca și câștigat, zic eu. Nu prea a avut el ocazii mari. Echipa mai mult, mult prea bună. Și o să deconectez mai mult ca sigur acum. Exact! Două evoluții! Ha-ha! Excelent! Klein, nota 10! Excelent jucătorul ăsta! A făcut totul bine, înseamnă. 3 pase din 3, 1 din 1 la dribblinguri, tackling-uri 2 din 2. Deci, totul a făcut bine. N-a greșit absolut nimic Klein. Un match perfect. De mult n-am mai văzut un 10. Ceea ce e mișto. Bun, Klein, felicitări. Hai să vedem următoarele două evoluții. Ok, hai să vedem următoarele două evoluții. Generate. 1, Gale. Am jucat doar un meci cu el, mă. Și trebuie să-l schimb. What the fuck, ei, doamne, ei, random.org. Dar nu m-aș vrea să lucreze ei la ăștia. Și 3, KM-ul, 1 și 3. Ok, să vedem ce o să găsim. Pentru poziția de sât, bineînțeles, Gabriel Agbonlahor. Cel mai bun jucător de silver, atacant de silver, mai bine zis, cu care am jucat eu până în acest moment.
Am vândut din păcate echipa aceea, dar pot să îl iau din nou pe Agbon Lahore. Am reușit foarte multe goluri cu el. E un atacant extraordinar, hai să-l punem în echipă. Iar apoi să căutăm un... un KM. Da. Foarte bun Agbon Lahore. Extraordinar. Păcat că n-are 4 stele la skill moves, atâta. Aia nu-mi convine. Hai să dăm și un chemo style pentru că doar e Agbon Lahore. N-am Hulk. N-am și un Hulk pe aici, pe bune? Na. Nu-mi place. Atunci o să-i dau un finisher. Dacă n-a. Așa, mai bine. Că oricum viteza are din plin. 90 pace, the fuck. Da, și pentru poziția de KM l-am luat pe Wayne Rooney. Nu prea am găsit alt KM și mi se pare foarte bun Rooney. Pentru că are shoot, are pase, are forță, are heading, are dribbling. E perfect pentru mine și pentru stilul meu de joc. Sper să facă față aici și sigur o să facă, adică e Rooney la dracu. Uitați-vă și voi. Ia, l-am găsit și cu Hunter, foarte ieftin. Cât am dat? 34 de K. Da, era cel mai ieftin de pe piață. Sper să facă treabă bună la mine în echipă. Și să vedem ce se întâmplă în episodul viitor, pentru că acesta se termină. Eu am fost Quick. Ciao, les!